Acest episod este publicat cu susținerea EON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică. Bună tuturor și bine ați venit din nou la Decizii cu Cap. Asta e un podcast despre decizii mari, mari, mari și în sezonul ăsta vorbim despre cum le luăm noi de fapt ca oameni și despre cum credem că le luăm. Și Mulțumesc încă o dată, Luciana. O să tot zic chestia asta, că îmi place o butadă bună. Mulțumesc că m-ați invitat să fiu gazdă de podcast. Sunt foarte, foarte bucuros să mă asociez cu Mind Architect. Sunt fan Mind Architect, sunt utilizator de Mind Architect. Am fost invitat de Mind Architect și acum, iată, mă dau mare. O să-mi pun tricou data viitoare. Să ținem minte chestia. Așa, asta. exact. O să pun tricou cu Mind Architect data viitoare, <laughs> și acum, iată sunt și gazda de podcast la Mind Architect și vorbim despre decizii cu cap. Este al treilea episod. Mulțumesc încă o dată că ești alături de mine și că pui întrebări din care aflu și eu lucruri despre mine și despre subiectul ăsta pe care îl tot cercetezi, de care vorbesc. Auzi, Radu, poți să te întreb ceva? Da. Tu de ce ai luat decizia de a face podcastul la Mind Architect? Absolut total non-rațional, adică îmi place de mor. <laughs> cred că țimite când m-ați întrebat și tu și Paul, cred că am zis da în primele 0,3 secunde, ceea ce știi? Da. Ce bine Pentru că ați întrebat, că... întrebat cu oricum. De exact, exact. Asta vreau și eu, da, dar nu știam până acum. Uh, da, îmi place e o decizie bună. Sper. Stai să vedem. Bun. Să validăm. Am vorbit în primul episod despre de ce e important să povestim de subiectul ăsta al gândirii critice și am vorbit în episodul al doilea despre decizii mari și despre cum le luăm mai puțin logic decât credem noi că le luăm. Astăzi, al cărui subiect e rândul? Um, îmi place cum curge dintr-un subiect în altul. Am zis în episodul trecut că un factor major prin care deciziile mari, alea care ne sperie, exact despre asta, vorbim despre speriat, uh, un factor major prin care deciziile mari ne, ne copleșesc este e frica. E frica de schimbare, uh -huh. în principiu. Uh, o să încep uh, imediat cu un disclaimer, dar uh, astăzi o să vorbim doar despre frica de schimbare. Și eu o să vorbesc despre frica de schimbare prin uh, uh, lentila unor... Uh, chestii simpatice unor uh, uh, să zicem uh, particularități ale sistemului nostru de operare care se numesc uh, biasuri cognitive sunt uh, descoperite de Tversky și Kahneman acum câteva zeci de ani sunt foarte foarte la modă. O să vorbim azi despre uh, sunk cost, care este biasul meu preferat. Sunk cost este tradus în românește în cărțile de economie prin capcana costurilor nerecuperabile și mi se pare că sună așa uh, ciudat, uh, mai degrabă l-aș traduce prin uh, chestii care s-au dus pe apa sâmbetei. Uh -huh. Excelent. Uh, o să vorbim despre aversiunea la pierdere, uh, care în engleză se numește loss aversion și pentru care uh, cum Kahneman a luat premiul Nobel și o să vorbim despre toate trei sunt rude între ele, un alt verișor uh, care este status quo. status quo e din latină, îl traduc și pe ăsta. Este uh, preferința noastră pentru cum e acum, da? Deci lăsați Starea așa. De Starea de fapt. de uh -huh. uh, Asta facem azi. Perfect, abia aștept să le luăm pe rând. Mie îmi place foarte tare că ai tradus sunk cost, care cost e ceva ce mă duce cu gândul la uh, ceva ce are o componentă financiară în chestii care s-au dus pe e apa sâmbetei. Foarte important să ne gândim ce. Pentru da? că mă gândesc că uneori acest uh, cost dus pe apa sâmbetei sau această pierdere uh, poate să fie în timp, poate mm. să fie în uh, Emoții de care suntem atașați, oameni și așa mai departe, eu, nu neapărat. Eu cred că bani. banii. Uite, asta e un lucru, mulțumesc, chiar așa, mulțumesc. Vezi ce bine să ai un dialog. Eu cred că banii sunt cea mai ușoară, dar cea mai slabă declinare a san cost. Tradus mot înseamnă cost scufundat. Scoți pe care mm -hmm. l-ai pierdut și nu mai poți să iei înapoi. Și o să ajungem la el și o să le explicăm cu exemple și așa mai departe, dar eu cred că faptul că toate astea vin din economia comportamentală și deci economie și deci sunt experimentate, demonstrate, publicate și discutate foarte des în termen de bani, de proiecte, de business, face ca Impactul tuturor biasurilor asupra deciziilor noastre mari din viață, alea care n-au neapărat legătură cu bani, sau în ultimul rând legătură cu bani, de genul dacă să-mi schimb cariera, dacă să-mi schimb țara, dacă să-mi schimb, eu știu, dacă să mă apuc de sport, dacă să fac un copil, dacă mm -hmm. să mă căsătoresc, dacă să mă descăsătoresc și așa mai departe. Astea probabil că banii sunt mai la coadă în criteriile noastre. Și asta încercăm să facem acum. Încercăm să. Arătăm cum nu sunt doar bani. La San Cost, cred că inclusiv când e vorba de bani, inclusiv în companii, oamenii nu opresc proiectele care nu merg, pe care le-au început ei. Pentru că nu vor să arate într-un anumit fel în ochii altora sau ai proprii ochi, pentru că au băgat o grămadă de atenție, de sentiment, pentru că s-au certat cu cineva pe tema asta, da? Și atunci nu sunt neapărat bani aruncați pe apa sâmbetei, ci sunt emoții, oameni, timp, atenție și așa Statut, mai departe. tot, și așa mai exact, departe, deci exact, nici exact. măcar când... Când sunt bani la propriu da, pierduți, mulțumesc. nu banii pierduți doar cel mai tare. Mă mai gândesc dacă îmi permit să aduc un gând aici, Radu, e inclusiv faptul că banii sunt ceva ce foarte, poate fi foarte ușor calculat. Da. ne poate face să fim mai degrabă orbi la unde au de fapt impact biasurile astea, că dacă eu mi-am pus în Excel tot bugetul și n-am niciun credit făcut, pot să spun foarte bine că pe mine nu mă afectează biasurile, că ia uite ce frumos, da. nu am niciun soi de pierdere, n-am niciun soi de cost dus pe apa sâmbetei și nu, poate nu mă uit la anii pe care am pierdut nefăcând ce-mi doream să fac cu adevărat sau lucruri care ar dura emoțional. Asta mi se pare, tocmai mi dat un aha. Mulțumesc frumos. Mi se pare că banii sunt cel mai bun instrument de raționalizare, de post-raționalizare, pentru că sunt ușor de cuantificat și uh -huh. ușor de explicat, și pare că contează. Și o să zic că oamenii de acasă sau de mașină sau de unde se uită ei de la, de la birou, o să zică, bă, da, banii chiar sunt importanți. Sunt foarte importanți, da? Sunt sigur că hotările mari din viață. Nu le facem în primul rând pentru bani, chiar dacă au implicație mare financiară, chiar dacă au implicație, chiar dacă, de exemplu, vorbim despre schimbatul carierei, despre schimbatul unui job, despre, de exemplu, să lăsăm jobul să ne apucăm de antreprenoriat. Asta, știi, e o, e o hotărâre mare. Băi, frate, las asta și mă apuc de aia. Și pe aia mi-o doresc din toată inima. Vreau să, nu știu, vreau să deschid o cafenea de specialitate. Dacă vrei să-ți lași cariera și să te apuci să, să nu să fii barista, ci să-ți deschizi ca antreprenor o cafenea de specialitate, E o decizie majoră și avem impresia că e despre bani. Sigur, sigur nu e despre bani. Excelent! Bun, acum că am făcut introducerea asta și am hotărât că nu e despre bani, hai să le luăm pe rând Cum arată status quo-ul? Înainte cum să le în iau română? pe rând, aș vrea să te rog ceva, aș vrea să te, te, te întreb ceva sau să te uh, folosesc drept exemplu pentru că toate trei au o, o firmament, așa, da? un firmament uh, ceva care planează asupra lor și care le dă aceeași, aceeași zicem, esență uh, și pentru asta o să fac ceea ce fac foarte des la curs și aș să te întreb ce fel de apă plată bei. Um, încerc să beau apă plată de la filtru de la robinet. Ok, faceți așa, <laughs> faceți ca Luci, întotdeauna e foarte, foarte bine și foarte ecologic. O să-ți povestesc atunci, pentru că mi-ai dat peste cap, o să-ți povestesc ce se întâmplă. Începe lumea să spună ce fel de apă plată bea uh, și atunci eu aleg o apă plată, care o marcă de apă plată care, care n-a fost acolo și, o să, și, și le zic, ok, vă rog, pentru o lună, vă rog frumos, atâta, pentru o lună, dacă se poate, de acum încolo, să cumpărați doar apa aia. Și... Um, ce se aude, ce se vede sunt niște încruntături, ce se aude este da de ce, ce se citește este apă de aia să ții tu cu tăi. Deci cam așa, da. Și după aia spun că asta totuși e o decizie minoră. Ce apă mm -hmm. plată cumperi pentru o lună de zile nu e o decizie care te afectează așa cum te afectează schimbatul carierei. Dacă eu încerc să schimb rugat frumos și pentru o lună doar această chestie mică din viața ta, și tu te aperi de parcă am scos o bâtă, știi? De unde se ține băta de aici? Deci cum deschizi portiera aici? Da? Am scos o bâtă și am încercat să-ți dau una în cap cu bâta. Așa se simte și sunt studii făcute cu uh, remene funcțional care arată că atunci când încerci să-i schimbi cuiva ceva, o părere, o, un obicei, e ca și cum îl atacă tigru sau cum, ca și cum îl atacă cineva cu bâta. Da? Și atunci orice schimbare e văzută ca și cum ne atacă viața sau ăla care a generat schimbarea cu băta. Deci de aia când vine mailul ul ăla de la manager cu vină puțin să vorbim fără să știu despre ce urmează să vorbim, se simte da, tot absolut, golul ăla absolut, din stomac. Absolut, absolut. Și are legătură cu ce vorbeam data trecută cu faptul că urâm să nu știm sigur. Da? Cred că am vorbit acum două dăți și cu tine și cu Paul de faptul că certitudinea și... Contra balansând incertitudinea Nu sunt, nu sunt atribute cognitive Deci ai, ai zice Sunt atribute a despre cum gândim mm -hmm. Dar nu sunt atribute cognitive Sunt atribute net afective Le simțim, sunt niște sentimente Deci, Certitudinea e un sentiment Certitudinea și incertitudinea Sunt niște sentimente Una e de confort, una e de confort și una e de disconfort Total Asta încercăm să de asta încercăm să scăpăm prin, prin frica de schimbare. Acum am putea să le luăm pe rând, dacă vrei. Cu care vrea să începem? Hai să începem cu starea de fapt. Da, păi asta e cel mai se declină, să cel mai bine. Să începem de la da? zero, exact, după aia ne exact, ducem exact, pe plus exact. și pe minus. Uh, o să-i dau definiția lui status biasul bias uh, Status voi chiar asta se numește stat, starea de fapt. Bias, ăsta zice că avem tendința non-rațională de a prefera starea în care ne aflăm, starea de fapt chiar dacă ne e clar că o altă stare ne-ar fi mai bună. Adică, pot să îți dau un exemplu, asta înseamnă că prefer să nu se schimbe nimic în general. N-am o motiv rațional. Prefer să nu se... Lăsați așa, da? Am un apartament care are gândaci în care mă enervează toți vecinii. Unul dă petrecere în fiecare, nu știu, zi de la ora 12 la ora 2 noaptea. Ăla de, de, desubt, coace ceapă și miroase. Uh, nimic nu-i bine, nimic nu-i bine. E pe partea, nu știu care, nord-vest, ceva care nu-mi place, da? Și mi se oferă uh, șansa să mă mut, da? Și foarte mulți oameni nu se mută, nu se mută pentru că um, o, mi se pare amuzant că am descoperit la fiecare câte un proverb. Uh, englezii zic că aici este diavolul pe care îl știu. It's the devil you know. Uh, Băi, lasă-l așa, că e apartamentul meu. Dar cine știe cu ce mă întâlni în apartamentul alt. Faptul că noi preferăm o stare care e clar proastă, uneia pe care noi știm, arată exact cum suntem cablați pe dinăuntru, știi? Și aici înțeleg că nu e, nu e nicicum dependent de efortul pe care ar trebui sau nu să-l depunem. Adică no, inclusiv no, dacă no, schimbarea no, vine no. noi absolut stând de no. degeaba, tot absolut de apare no. deloc. În, în management, că o să tot fac paralele din ăsta, există o întreagă știință, managementul management schimbării. Da? Change management este din ce în ce mai mult că lucrurile se schimbă cu viteză acum și în continuu este ceea ce trebuie să facă orice manager. Și cred că este cea mai grea parte din, din management. Mie mi se pare că managementul schimbării este cea mai, mare, cea mai grea parte din management pentru că există o rezistență inerentă la schimbare, inclusiv la manager, ca să nu vorbim de toată lumea restul. Și o să-ți dau un exemplu foarte clare unele mi s-au întâmplat mie. Dacă trebuie să schimbi unde stă un om sau scaunele, sau uh, de unde se aprinde lumina sau, mult, mult mai rău, software-ul pe care îl folosește lumea, o să te urască trei luni de zile. Deci te urăsc trei luni de zile ca pe, nu zic cine e cel mai urât om din lume, dar ca pe niște oameni foarte urâți, da? Urâți, adică... Care, sunt, care urâți sunt, da, da, sunt urâți de alți oameni. de alți oameni. Probabil că... și um, Asta e pentru alt episod. Uh, și nu e pentru noi să judecăm. Nu e pentru noi să judecăm. Deși e în ochiul privitorului. Dar... Această paranteză lăsată la o parte, în general oamenii nu vor să schimbe, rău de tot oamenii dintr-o echipă atunci când le vine de sus schimbarea. Da? Băi, okay. software-ul ăsta, uite toate argumentele și apropo de oamenii sunt raționali. Iată toate argumentele, le înțelegi? Da. Păi și era un buton aici. Era un buton, l-apăsam, se întâmpla lucruri. Unde-i butonul? E 2 cm mai la jos și era roșu, acum e verde. Ni! Nu! Ni. Adică, dacă ajungi, dacă ar fi un, un psihoterapeut magic să, să intre la oameni în cap și să-i facă să răspundă coerent la întrebarea ce te deranjează, răspunsul final va fi ni! Pentru că mm -hmm. nu e nimic mm -hmm. articulabil. Mm -hmm. Nu e nimic care să fie aici. Putem să le traducem după aia, să le raționalizăm, pot să raționalizăm foarte clar. Mă deranjează faptul că nu mai sunt productiv pentru că mi intrase într-un reflex faptul că așa. Dar nu, e ni, urăsc, 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 chiar dacă e mai bine. Aici aș vrea să fiu puțin avocatul diavolului ăsta pe care îl cunoaștem, Radu, da. și să zic că are sens totuși să existe și această preferință pentru starea de fapt, pentru că noi automatizăm, creierul Absolut. nostru automatizează Absolut. extrem de multe procese și atunci um, schimbările de foarte multe ori necesită să scoatem din Efort. automat, să readucem în conștient, ca și cum mi-ar schimba locul în care pedala de accelerație la mașină de fiecare dată, ar trebui să învăț să conduc de la de la zero și um, E mai degrabă ineficient din punct de vedere al consumului de energie? O să zic că ai dreptate cu totul, și apoi o să zic cum aș clădi eu pe ce ai zice uh -huh. tu, în cam în aceeași direcție. O să zic că ai dreptate cu totul la început și că e bine să automatizăm ca să meargă lucrurile bine. Din păcate, Viața, din ce în ce mai mult, ne, ni se, ne, ne schimbă mediul din jur, da? Ni se schimbă. A apărut chat GPT care, iată, ai fi avut impresia că afectează chestii mai degrabă automatizabile la tine în cap, și când colo domenii pe care le credeai creative sau bazate pe multă analiză, cum e marketingul, da? Care e și creativ și bazat pe multă analiză. Și cea GPT știe să facă foarte bine și analiză și creare de conținut. Foarte bine. Încă e la început, da? E copil mic, da? Și atunci ți se schimbă totul, da? Și atunci e bine să ai niște obiceiuri pe care să-ți bazezi eficiența, dar eficacitatea diferă de această eficiență. Și anume, ar trebui din când în când să lucrezi cu efort în a schimba puțin șinele, pe care după aia să le bătătorești din nou. Și mai e ceva. Mie mi se pare... Uh, știu asta pentru că mi-am dat seama că de fiecare dată când e ceva valoros cu care niște oameni, chit că sunt ei manageri de la MBA sau de la, de la Fast Track, chit că sunt studenți de la programele de facultate, îmi zic după aia că le-au fost valoroase, sunt cele la care ori dau ochii peste cap, ori li se pare că e greu, ori li se pare că asta să fac eu cu mama și cu prietenii mei, da? Adică lasă-mă, n-ai, mă -am pace cu prostile astea. De-abia când ți-e greu, când lucrezi din greu la tine însuți, asta e legătură cu, cu conceptul de antifragilitate pe care îl zice și Taleb, uh, când mergi la sală și te te dor mușchi a doua zi, atunci înseamnă că ai lucrat bine. Când te iei pe tine și lucrezi la tine și simți că e greu, de-abia atunci ai un, cred eu, un demers um, eficace și eficient de autocreștere. Uh -huh. Aici fac așa un asterisc, atenția, nu se confunda cu nu merită decât dacă vine cu chin, no, corect? Nu, no, nu, no, doamne ferește, doamne ferește, adică jucați la loto pentru că dă bine. Am glumit, nu, nu, adică, nu. uite, asta e altă întrebare, apropo de rațional, non-rațional. De ce ai juca la loto? Pentru că șansele să câștigi la loto sunt mai mici decât orice șansă pe care ți-ai putea o imagina. Da, oamenii oare câștigă, joacă la loto pentru câștigul monetar, nu, pentru cum te face să te simți atunci, pentru uh, adrenalină, pentru așteptare, pentru din obicei și așa mai departe. Uh -huh, da? Apropo uh -huh. de bani versus toate celelalte, știi? Și mă gândesc că inclusiv pentru faptul că dopamina se eliberează în creier anticipativ, atunci când anticipăm că o să se întâmple ceva bun pentru supraviețuire, și atunci dacă pentru o bucată mică de timp cât încă mai am șanse există această exact, anticipare exact, exact, merită exact. din punctul de vedere al satisfacției pe care o resimți în momentul prezent, corect? Absolut și citisem și sunt cu stegulețul pe unde o luăm, dar merg, mă duc trei metri aici prin pădure <laughs> și zic citisem un studiu simpatic că mulți oameni sunt mai mulțumiți în momentul care plănuiesc vacanța decât când de fapt se duc în vacanță pentru că știi, e uh, uh, și o să iau pe acolo și mi-am luat biletul ăla de acolo da, acum ne întoarcem uh, îți mulțumesc pentru că ai zis ce ai zis, pentru că Că e foarte important de atras atenția, mai zis-o și în episodul trecut, uh, promit că mă potolesc în curând, uh, nu orice schimbare e bună și nu trebuie schimbare cu orice preț. Nu trebuie schimbare pentru. de dragul schimbării, e bine de foarte multe ori să nu schimbi, e bine de foarte multe ori să perseverezi. Eu cred că de foarte multe ori succesul îți vine după ce ai vrut de 10 ori să te oprești și nu te-ai oprit. Cam asta trebuie să știm, dar. Pentru că sunt foarte multe mecanisme de la noi din ficat care ne piedică să ne schimbăm și sunt puțin absurde, e bine să le, să le tratăm acum. Da? Bun. Plecăm, deci, de la um, afirmația cu, cu valoare de adevăr că avem acest bias. Suntem mai degrabă rezistenți la orice formă de schimbare, fie ea și ce brand de apă plată bem. Uh, și în același timp cu conștientizarea că mecanismele astea nu sunt dezvoltate ca să ne facă rău. Nu e nimic da, absolut, în absolut. capul sau în uh, corpul nostru care zice trebuie să-ți fac rău pentru asta, ci ca să ne protejeze, ce putem să facem ca să ne scoatem din starea asta? De starea fiecare dată două lucruri. Unul este să fim conștienți că există. E uh -huh. bine să știm și, în principiu, e, e foarte amuzant, e un alt bias care se numește blind spot bias. Biasul, să zicem... Punctului uh, mort? Punctului, sau punctului mort or... sau unghiului mort de la uh -huh. oglinda aia în care nu vezi, care zice că după orice fel de informare, curs, carte, Vrei tu despre, despre biasuri cognitive, le identifici mult mai ușor. La toată lumea din jur. Nu da. la tine. Da? Adică, da, uite și el are, a, uite, asta e aia, uite, asta e aversiunea la pierdere, da, dar la tine mai puțin. E foarte important, primul lucru, e să ne gândim că sigur, 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 sigur ni se întâmplă și nouă. Și nu vrem să acceptăm în general, da? Și atunci întrebarea este, băi, oare mi se aplică, oare în dilema mare sau medie pe care o am, vorbeam în episodul trecut despre. Dileme medii de genul, dacă să-mi schimb culoarea părului, sau dacă nu să-mi fac unghiile, nu știu cum asta, când chiar nu mă pricep deloc. Dar să mă întreb în, în cursul ăsta dacă chestia asta nouă de care am auzit, acum are și o etichetă, eu cred în puterea conceptelor care se numesc cumva. Acum se numește cumva, mi-e e prezent undeva acolo și pot să. Pot să îl asociez cu ceva ce mi se întâmplă? Oare mi se întâmplă mie să fie acum status bias? Ce putem să facem? Al doilea lucru, în afară de faptul să conștientizăm că s-ar putea să mi se întâmple. Al doilea lucru e. Da, toate biasurile astea sunt feluri în care felul în care suntem noi cablați încearcă să ne cam păcălească și cheia nu să raționalizăm în plus sau să raționăm în plus, scuză asta vreau să zic, nu să trecem în, în algoritm și în, în analitic, ci ideea e să-l păcălim noi pe el. Da? Și atunci trebuie să schimbăm uh, uh, lentila prin care ne uităm și asta se face de fiecare dată, la fiecare bias o să zic chestia asta, se face printr-un exercițiu mental. Și exercițiu mental aici este, este um, foarte, foarte simplu și anume uh, aș prefera situația asta? Pentru că noi preferăm situația de fapt. Întrebarea este, aș prefera-o dacă n-ar fi situația curentă? Și ca să fie foarte foarte clar în exemplu cu apartamentul, dacă n-aș sta în apartamentul ăsta, aș sta în alt apartament. L-aș cumpăra sau închiria pe ăsta? Doamne ferește! Ah, dacă e Doamne ferește, tocmai ți-ai răspuns la întrebare. Și uh, o să mai pun niște întrebări... Cu zâmbetul pe buze, puțin inconfortabile pe care puteți să vi le puneți și voi în timp ce uh, ascultați asta. Dacă n-aș fi în jobul ăsta, aș aplica la jobul ăsta? Dacă n-aș fi uh, în relație cu domnul ăsta sau cu doamna asta, l-aș cere pe afară uh, și așa mai departe. Da, Dacă ne gândim la asta, atunci ne răspundem la întrebarea, dacă răspunsul la întrebare este Doamne ferește, atunci ne-am răspuns și la dilema mare, la care nu știam să, să răspundem. Excelent. Deci dacă n-ar fi al meu, Dacă n-ar fi al meu, l-aș lua? Exact. <laughs> e, bravo, mulțumesc. Asta acum am fac tricou, dar trecut am zis trebuie să-mi fac o serie de tricouri. Dat, am, zis, am, uitat cu ce am zis de la trecută, dar asta dacă n-ar fi al, meu l-aș lua, foarte, foarte mișto, da. Bun, asta este starea de fapt sau status quo -ul. Cum arată aversiunea la pierdere sau loss averge, aversion? Aversiunea la pierdere arată, arată așa. Să presupunem că ești... Poți să puteți face un exercițiu mental absurd și anume să-ți echipui da. că ești salariată și anume e salariata a mea, adică eu okay. dau salariu și ți-am mărit salariul cu 100 de euro. Te bucuri? Să rămână, mulțumesc, da. <laughs> Dai bairam? Nu. Mă gândeam eu. Uh, Dacă vin oameni <laughs> cu <laughs> lucruri <laughs> de acasă. Uh, Scenariul numărul 2. E tot așa? Sunt uh, eu șeful tău care îți hotărăște salariul și îți scad salariul cu 100 de euro. Te superi? Da. Mult mai tare decât te-ai bucurat la 100? Categorii. Non-rațional o ce ești. Păi nu sunt tot 100 de euro. N-ar fi normal să te bucuri de 100 în plus mai la fel de mult cât te superi de 100 în minus, Ei, oamenii nu fac asta. Oamenii se supără de ce pierd mult mai tare decât ce câștigă sau ce ar putea să câștige. Suntem cablați astfel, avem aversiune la risc și aversiune la pierdere. Aversiunea la pierdere este măsurată ca fiind cam între 2 și 3 de două sau de trei ori mai mare decât, decât plăcerea de ce -am, ce am putea să dobândim sau ce dobândim. Pot să-ți prezint și argumentul rațional pentru care mă de supără rog. mai mult că îmi iei banii decât că îmi dai. Cum arată asta atunci când, în exemplu ăsta pe care l-ai dat, Radu, volumul meu de muncă rămâne același. Atunci, perceput, e, pie, câștigul vine cu același efort, uh -huh. uh, pierderea vine cu același efort. Da, Cum arată da. asta? Când păi, nu vezi, ai zis, ce... același efort uh -huh, și în stânga uh -huh. și în dreapta, uh -huh. ceea ce înseamnă că tu te uiți doar la pierdere ca afectând, uh, deci când împarți, că ai efort pe bani, da? uh -huh. uh, sau bani pe efort, ca să fiu foarte clar, dar când, uh, uh, când declinii în capul tău câștigul, nu mai faci chestia asta. Ok. Adică uh -huh. acolo e, adică ar trebui totul să te bucuri, e matematic. Doar că noi nu gândim matematic, despre asta e tot sezonul ăsta, noi nu gândim matematic. Am putea crede că gândim matematic? Oamenii își doresc să gândească matematic, li se pare că matematic este uh, cel mai curat și ne duce către o viață fericită, nu e așa, da? Dar e bine să știm că nu facem chestia asta. E până la urmă cu asta am început sezonul ăsta cu zicala. la gândesc de deci ce să... există când, exact, avem, când exact. avem această exact, exact. Uh, mantră deasupra da. capului, e de înțeles de deci ce ne uităm el, la Și asta. mie mi se pare că dacă, dacă ar fi ca Descartes să să facă un argument, ăsta e un argument foarte bun și cu totul alt subiect, cum demonstrăm noi că existăm, dar dacă ar fi să facă o prin acest silogism uh, un uh, un tablou mai complet al existenței umane ar fi gândesc de ce exist și nu gândesc de ce exist. Mie mi se pare că așa descrie mai bine existența umană, dar nu ăsta era scopul lui, scopul era doar să, să o demonstreze. Uite, o să-ți fac, o să fac exemplu mai ușor de non-raționalizat după. Te super mai tare dacă pierzi 100 de lei din portofel decât dacă găsești una pe stradă. Da. Și asta nu are nicio legătură cu cât efort ai depus, cu are legătură cu cât noroc ai și cât ghinion ai. Da? E super mult mai tare dacă o pierzi decât dacă o câștigi. Uhum. Așa suntem noi antrenați să facem, din păcate. E, tocmai am citit un studiu simpatic, o să, o să îl punem în descriere undeva, care cuantifică aversiunea la pierdere. Ți-am zis că e între 2 și 3, doar că e măsurată. O cuantifică pe țări. Oh. Și este amuzant că suntem fruntași. Suntem în sus fruntaș, adică suntem mult mai ofticați atunci când pierdem, decât atunci când câștigăm. Suntem pe locul 4 din lume. Ei, okay. Pe locul 3 este, sunt frații și surorile noastre din Moldova. Deci, dacă am face așa un fel de uniune, suntem pe podium. Noi și moldovenii, împreună, suntem pe podium. Sunt uh... curioasă cine e la coada clasamentului. Nu știu, nu știu. Dar întrebarea mai bună pe care ar pune orice român, adevărat, este cum stau bulgarii. Nu? Asta ar trebui să. Nu știu cum stau bulgarii. O să, o să ne uităm în studiu împreună și... și vedem acolo. Întrebarea mea ar fi ce trăsături culturale, fac ca asta, să fie, fi. ca asta să fie clasamentul, dar asta da, e știu, pentru altă Mi-am dat, mi dat seama, dar uite, asta e de investigat la un moment dat. Poate o punem pentru un subiect viitor, într-o altă serie. Mm. Sunt curioasă că ai spus la status quo că ai câte un proverb pentru fiecare, la da. versiunea la pierdere. Aici care a... e proverbul? Aici am unul românesc și mi se pare că arată chiar asta cu 2 la 1 sau 3 la 1. Proverbul e nu da vrabia de mână mână ceara de pe gardă. Da? Mm -hmm. Nu înțeleg exact de ce cineva și-ar dori o vrabie sau o cioară, dar dacă ar fi să cuantificăm în volum, da? vrabia e mult mai mică decât cioară Și atunci ideea este nu pierde ce ai deja cu speranța unui beneficiu mai mare în viitor Cam asta este aversiunea la pierdere și la, la risc în înțelepciunea poporului român Um, uite, Radu, sunt curioasă că ai vorbit mai devreme, mi-ai dat exemplu cu dacă mi-a adaugi 100 de euro la salariu sau îmi scazi 100 de euro din salariu. Uh, și astea, bineînțeles, erau sume ipotetice. Și sunt curioasă dacă la noi funcționează aversiunea la pierdere și dacă sunt bani pe care nu-i avem propriu-zis dar pe care, ipotetic, îi pierdem. De exemplu, că tot e destul de prezent asta în, în viețile noastre și în finanțele noastre personale, investițiile în criptomonede. Dacă am investit într-o criptomonedă acum un an, doi ani, probabilitatea e că acum, indiferent care e criptomoneda aia, lucrurile stau mult mai rău decât stăteau la momentul la care am investit eu. Și uh, sunt curioasă dacă la noi se simte tot așa pierdere și... Uh, cu o pierdere ipotetică, să zicem că nu scoatem acum banii, dar la un moment dat a fost a avut o valoare mult mai mare și acum are o valoare mult mai mică. Am în două chestii pe, pe care le-ai zis a, arată că da ipotetic din două puncte de vedere. Ai zis chiar dacă n-am scos încă banii, ne doare, pe de altă parte ne doare mult mai tare dacă marcăm pierderea. Deci dacă scoatem banii, atunci ne doare cel mai tare. Deci dacă ipotetic dacă i-am scos sau nu, Contează dacă i-am scos sau nu. Deci dacă mă Trebuie după pierderea. aia de deci ce noi scoatem, da? Hai să luăm hai să dacă luăm căreț. în schimb, ne uităm la cât e acum sau la cât am băgat, ai dreptate, cred. Mi se pare că ne uităm la cât a fost maxim și ce proști am fost că am ratat. Niciodată nu știm unde va fi, fost maximul respectiv, pentru că nu știm ce e a doua zi, uh -huh. dar în spate știm, da? Și asta este să zicem bias retroactiv, adică hindsight bias. Tot timpul avem impresia că băi ce prost am fost că n-am știut. Atunci ne ofticăm Asta e, bai, să stai despre oftică Ne ofticăm foarte tare că am pierdut Tot purcoiul ăla de creștere Și uite în ce hal suntem acum uh -huh. Dar întreabă-mă ce vrei să mă întrebi al doilea lucru pe care vreau să să te întreb e de ce nu scoatem banii. Suntem în pierdere da, acum, dar da, nu da, suntem da, chiar da, pe da. zero, de ce uh, nu scoatem în uh, pierdere? E, e amuzant. Uh, e de fiecare dată când vorbesc cu cineva pe temă de genul ăsta, mai ales dacă e vorba de, de monede de cripto, uh, explicație foarte simplu, pentru că o să crească. Da? Și atunci. Am... Aici putem să declinăm între a raționa și a raționaliza. A raționa înseamnă să gândești cu capul tău, decizii cu cap, da? Și a raționaliza, a post-raționaliza înseamnă să-ți explici cu un cap care nici măcar nu e al tău o decizie din ficat cât să nu pară că ești prost. Și foarte simplu, poți să spui aici, la criptomonede sau la orice fel de chestie care e pe o piață, poți să-ți să explici foarte, să, -ți, să, -ți, să faci un test foarte, foarte clar. Ce face un om rațional? în momentul în care speră cu argumente destul de bune că ceva va crește, că o criptomonedă va crește. Ce face? Nu vinde în momentul... Face mai ăla. mult decât nu vinde. Cumpăr. Absolut. Dacă știi că va crește, cumpără. Și mm -hmm. atunci puneți întrebarea. Mai mm -hmm. cumpăr? doamne ferește? Aha! Iată cum s-au năruit mm -hmm. speranțele tale, da? Deci eu cred că aici poți să-ți dai seama clar. Dacă, dacă în schimb cumpăr, da, sigur, mai cumpărăm, atunci înseamnă că e rațional. Dacă este doamne ferește, doar stau cu ăsta al meu, e clara versiunea la pierdere, tratează-o ca atare, da? Tratează-o okay. ca atare. Ok. Dar aș vrea să. Zim, zim, să. tu mai devreme însă că doare mai tare când se marcă propriu-zis pierderea. Da, Doare. Acolo te doare, adică restul poți să dormi uh -huh. dacă a scăzut criptomoneda, nu poți să dormi cu tine vânzând la, în pierdere, nu poți. Și am știu că am vândut chestii în pierdere și știu, te, te doare rău de tot, te doare când o faci, te doare noaptea aia, te, doar, te doare după 10 ani, te doare, te doare tot tipul. Dar aș vrea să, să ne întoarcem la undeva de unde am plecat. Am tot zis că declinăm, sunt declinate foarte des bias astea prin bani și că, de fapt, în deciziile noastre majore, nu banii sunt cei care contează. Și aș vrea să mă întorc la chestia asta pentru că versiunea la pierdere ne poate face să nu ieșim din niște situații pentru că vrem să nu pierdem călduțul pe care îl avem, da? Vrem să nu pierdem siguranța apartamentului de care ziceam. V-am zis că sunt înrudite, înrudite cu, cu status vo, foarte... De fapt, status vo este un fel particular de averțional la pierdere. Nu vrem să pierdem situația curentă, pe care o uh -huh, iubim mai uh -huh. tare în mod non-rațional. Uh, nu vrem să pierdem vrabia din mână și de asta nu vrem să ne schimbăm. Și asta înseamnă Că ne vom, ne vom picta, dacă vrem să postracionalizăm, în culori mult mai bune sau ne vom găsi, ne vom chinui să găsim argumente și calități ale situației pe care avem în orice ar fi da? Și atunci trebuie să fim atenți la chestia asta. Nu înseamnă Uite. să schimbăm. Aici mi-a venit o idee care uh, mixează financiarul pe care l-am dat ca exemplu mai devreme cu ceva care nu are nicio legătură cu financiarul. Să, zi, să pornim tot de la exemplu ăsta cu criptomonedele și să zicem că uh, eu împreună cu un grup de prieteni ne hotărâm să vindem în același timp cu toți în pierdere va fi asta o situație în care se va simți mai puțin, mai puțin dureroasă pierderea financiară pentru că mie de fapt mi-era teamă că o să pierd statut, o să pierd apartenența la grupul cu ceilalți oameni care au investit și ei și așa mai departe? Nu știu, nu știu că nu sunt atât de fin psiholog, s-ar putea. S-ar putea ca atunci când se întâmplă tuturor de prin pe jur, știi că ca vecinului nu contează destul de tare, <laughs> dacă, doamne ferește, dacă se întâmplă lucruri Kind of neplăcute tuturor oamenilor din jur, e posibil ca noi să nu ne simțim atât de prost. Dar uh, asta ar însemna să facem, uite acum aveți, la mine în cap tot un pic de matematică, e, să știi, deci totul văd matematic. Ar trebui să facem o regresie, să vedem, uh, nu regresie ca în psihologie, regresie uh -huh, ca în uh -huh. matematică, în care să vedem în, ca în statistică în ce măsură sau care este coeficientul uh, în care neplăcerea noastră e dată de, de presiunea statutului social și care e date de faptul că și dacă aș fi singur în junglă, tot probabil m-aș oftica foarte tare că mi-am pierdut banii. Sau uh, ceva. Ok. Good. Dar, dar e ceva de investigat. Pe de altă parte, sunt curios cum ai investigat tu, ca om de știință, etic, Punându-i pe niște oameni să piardă niște chestii, pe de altă parte, da, poate să-i și să, să pierdă chestii mai mici, da. Exact, exact. Da. Lucruri care nu sunt atât de importante sau cu mize emoționale atât de mari. Bun. Ce facem ca să ne tratăm aversiunea dacă, la pierdere? Dacă trucul, în partea cealaltă, ar fi să scoatem componenta de al meu de acolo, da? Deci, status quo se tratează. Medicamentul pentru status quo, după ce l-am diagnosticat, este hai să mă gândesc că nu e al meu. Dacă nu e al meu, l-aș lua. Foarte mișto, mulțumesc pentru asta. Aici scoatem din... sau dăm pierdere și în partea altă. Deci mecanismul de a păcăli sau de a trata versiunea la pierdere este să ne gândim în mod activ ce pierdem în cealaltă opțiune. Mm -hmm. Înțelegi? Pentru că lumea nu face asta, pentru că ceea ce este evident de pierdut în cazul în care să zicem, evaluezi dacă să-ți schimbi cariera, sau dacă să schimbi țara, sau dacă să te oprești dintr-un proiect și să te apuci să scrii o carte, sau dacă să, cum ziceam, să-ți dai demisia de la job și să deschizi o cafenea de specialitate. Atunci, ce pierzi imediat schimbând? este foarte foarte în fața ta. Este acolo, mare și te izbește la celelalte, nu te gândești. La ce pierzi potențial nefăcând chestia asta? Și atunci ar fi foarte bine să te gândești la ele. Dacă poți să iei un pix Vorbeam că în vârful fiecărui pix stă încă un pic de creier și să le scrii pe foaie de hârtie se articulează mai bine. Să știți că nu devin obiective. În momentul în care iei un pix și, -și scrii pe hârtie ceva, îți structurezi mai bine subiectivitatea. Tot a ta e și tot imperfectă, dar e mai bine te cunoști mai bine pe tine însuți. Eu cred că atunci când vedem ce pierdem într-o parte și ce pierdem în cealaltă, cum va veni bias-ul ăsta se autoanulează stânga, stânga cu dreapta, știi? Uite, o să, dau, o să dau un exemplu. Înainte să dau un exemplu, am tot zis despre schimbări astea de majore și vreau să zic ceva foarte important despre schimbările majore. Nu le faceți înainte să testați. Nu le faceți înainte să testați. Adică, doamne ferește, să-ți dai demisia ca să te apuci să-ți deschizi o cafenea de specialitate. Du-te trei zile la o cafenea de specialitate a unui prieten și roagă-l să te lase, nu știu, barista jumătate de zi sau să te roag, roagă-l să te lase să cari, eu știu ce mai cară oamenii pe acolo, cât să vezi cum e. Poate nu-ți place sau poate nu ești bun sau poate nu-i de tine chestia asta. Uh, poți să încerci în paralel lucrurile. Lucrurile nu sunt uh, uh, în termen exclusiv, adică ori scriu o carte, ori mă duc la serviciu. Nu, poți să scrii o carte în timp ce merg. Nu, stai. În aceeași viață în care te duci și la serviciu. Sau măcar încearcă să scrii un capitol, sau măcar încearcă să scrii ceva pe care îl dai către trei prieteni să-l citească. Dar, Doamne ferește, nu face, nu vă aruncați în schimbări fără să testați înainte. E foarte, foarte important. Dar dacă ar fi să dăm exemplu, gândindu-ne la ce pierdem în partea cealaltă, dacă, de exemplu, am vrea să schimbăm țara ta, da? uh -huh. Băi frate, dar pierd rețeaua de prieteni de aici, îmi pierd uh, weekendurile cu ai mei, uh, îmi pierd uh, jobul ăsta în care am, uh, am un statut deja, am un... lumea mă știe că sunt acest foarte bun ce-i fi eu, avocat, contabil, ce-i fi eu, da? Uh, îmi pierd uh, ușurința de a face lucruri, îmi pierd statutul de om care s-a născut în țara aia, da? Îmi pierd o grămadă de lucruri și chestia asta întotdeauna ne vor împiedica să luăm decizia, chiar dacă ar putea să fie benefică. Și atunci, ca să ieșim de aici, numărul 1, ca și la celălalt, s-ar putea să suferim, nu doar restul oamenilor fac chestia asta, s-ar putea să suferim de aversiunea la pierdere, într-un caz particular. Ca să facem chestia asta, trebuie să ne chinuim, să ne uităm ce am pierde, ce pierdem dacă nu luăm decizia uh -huh. să, să ne mutăm în țara respectivă. Ce pierdem? Păi pierdem șansa de a uh, crește prin, a, prin expunerea cu toată dureroasă și inconfortabilă la o cultură străină. Uh, pierdem ocazia de a evol evolua în carieră printr-un pas larg de tot, lateral pierdem ocazia de a poate fi recunoscuți la, în cariera noastră cum aia cu profetul, că niciun profet nu e, nimeni nu e profet în țara lui. S-ar putea ca în altă cultură să zică, mamă, frate, de ăștia din România chiar sunt muncitori și deștepți. S-ar putea să pierdem o grămadă de lucruri. Evident, în fiecare caz, altceva. Dar pune-le pe hârtie. Da? Deci asta e trucul să te gândești ce pierzi în cazul celălalt. Dacă, de exemplu, nu vreau să dau eu știu, o să iau tot cu apartament, că e mai simplu. Apartamentul ăsta pe uh, casa aia, la bani, chiar la bani în, în sine, este, băi, frate, ești tot într-o piață imobiliară, deci e ok să fie acolo, dar ratezi ocazia să-ți crești copilul, nu știu, într-o uh -huh. curte și așa mai departe. Și atunci e bine să, să le știi. Păi de -a luat decizia cu totul, e la fel de greu ca până acum, dar măcar știm ce ne împiedică. Radu, uite, știu că ai zis de la începutul biosului ăstuia că câștigul nu e la fel de important emoțional precum e pierderea, dar uh, mi-aduc aminte de modelul 10-10-10 despre care ai spus tu în episodul anterior și aș vrea să te întreb dacă e util să ne folosim totuși și de uh, potențiale câștiguri, mai ales atunci când ne uităm la uh, perioade mai lungi de timp. Poate că acum simt că pierd asta, dar ce fel de câștiguri mi-aduce în 10 luni, 10 ani decizia asta? E util? E util, așa e rațional și așa ar fi cazul să ne influențeze. Din păcate, noi suntem iarăși cablați pe dinăuntru pe negativ. Adică, nouă ne pasă cu adevărat în ficat și luăm deciziile și să există știință de, de luarea deciziilor de chestia asta pe negativ. Există feluri documentate de a lua decizii. Unul dintre ele este minimax, minimalizarea maximei pierderi. Unul este minimalizarea regretului, deci niciodată nu este cu maximalizarea fericirii sau profitului. Asta este în utilitarianism, când îți maximalizezi utilitatea a ta și a celor din jur, dacă vorbim de etică, dar e un calcul pe care lumea nu-l face în mod intrinsec, din păcate. Dar dacă ești un om mai degrabă matematician și rațional, evident, evident. Ok, bun. Știi cine face asta? Uite că m-ai dus așa: fac antreprenorii cu viziune și cu încredere mare în sine. Da? Antreprenorii ăștia se duc strategic ne ținând seama de cât o să cheltuiască în termen de resurse, oameni, timp, bani și așa mai departe, către un succes mare de tot. Mm -hmm. Și când reușești să faci chestia asta și să o articulezi foarte bine, devii un lider foarte, foarte bun care îi duce pe ceilalți către un viitor luminos. Dar e, e mult mai greu de făcut asta versus să te temi de un... E, e nasol, dar oamenii merg mai degrabă departe de, un, de, un, de o situație nasoală decât spre o situație foarte luminoasă. Favorabilă. Ai spus merg strategic, vreau doar să clarific că nici asta, acest cuvânt strategic nu înseamnă complet rațional, nu? Adică și acolo e implicată o componentă emoțională care ține de cât de multă încredere am în faptul că proiectul ăsta o să câștige sau o să aducă schimbare sau mai știu e eu ce o, Răspunsul am. Scurt e da. Răspunsul lung e sunt cursuri întregi pe tema asta despre cum, de exemplu, oamenii acum, și o să zic doar asta, am predat împreună cu Sergiu în, în Amsterdam un, un curs de strategie și uh, sunt uh, degem, noile studii. Arată că din ce în ce mai mult se face strategizare. Deci procesul în sine... Făcând și nu gândind Deci în loc de bugete și planuri Se face hai să încercăm Și nu doar în antreprenoriat și în companiile mari Hai să încercăm, poate 3-4 proiecte în paralel Vedem cum iese O cotim de acolo și cotit din mers da? Pentru că lucrurile se schimbă atât de, de repede Încât predictibilitatea uh, Succes uh -huh, uh -huh. Ok Apare, apare versiunea la pierdere de timp. Absolut, absolut, ducepe. absolut. Dar chestia asta să știi că merge și în viața oamenilor. Atâta vreme cât ne dorim predictibilitate, ratăm faptul că mai nou, eu cred că este nu doar uh, posibil, ci și util să ai trei cariere în viață. 5-17 și două în paralel. Uh -huh. Și să fii, cum mi s-a întâmplat uh, recent să discut cu cineva, să fii și director de bancă și uh, șef KHF uh, uh, de mâncare italiană. În același timp. Iată de ce ieșitul din cutiuța mentală, liniară și neschimbat, dar uh, foarte, foarte, să zicem, uh, de, de, de beton, uh, câteodată e folositor. Uh -huh. Mulțumesc tare, mult. Bun. Asta a fost loss aversion. Asta a fost aversiunea la pierdere, da. -da! Uh, cum arată, da, cum arată chestiile care se duc pe apa sâmbete. Da, sau chestiile care se duc pe, pe apa sâmbete. Mă bucur că am găsit chestia asta, acest concept. Uite, și asta e un proverb, da? Lucrurile care s-au dus pe apa sâmbete. Am un proverb și aici, din păcate, e tot în engleză. Uh, se întâmplă așa. ți s-a întâmplat vreodată să. Te duci la un film, iei bilet, te duci la film. Da. Începe filmul. Da. Te uiți la el. Da. E Nasol. Da. Și nu ieși. Pentru că ai dat banii pe bilet și... Foarte, foarte, foarte vie e o amintire, cu o piesă de teatru A, okay, în sensul okay. ăsta, dar împărtășesc că acolo n-am ieșit pentru că am făcut-o din respect pentru, pentru actori, dar uh, cred că aș face același lucru și la film, unde nu sunt actorii de față. Eu yeah, să... am dat-o simplist, uh, lucrurile sunt mai complicate, sunt cu faptul că avem un, uh, un angajament pe care ni l-am luat uh -huh. față de noi înșine, uh -huh. față de și așa mai departe, dar nu știu, eu știu oameni care se duc și la masă, comandă pizza, mănâncă jumate, s-au săturat, unde merg în continuare nu poate să ia la pachet, tot am dat bani pe ea, o mănânc, da? decât să o aruncăm. Mi se face foame mai a... târziu, așa? Da, și... da, știi. Sau uh, foarte, foarte clar, tot românul are un spațiu unde pune chestiile de care nu mai are nevoie, că știi doar nu să le arunce. Da? Deci e vorba de nearuncat lucruri pe care, în care am investit. Care um, sunt deja pierdute, da? da, da un deci... exemplu care îmi vine în minte aici, e tata care păstrează mașina de spălat veche, chiar era că a, absolut, -a absolut, cumpărat absolut. una nouă și chiar dacă nu sunt același, absolut, absolut, aceeași absolut, firmă, e, nu pot fi. E un, uh, era, cred că doamna aia, Mary Condo, care avea o întreagă filozofie despre ce să arunci de pe casă. Da? Și o doamnă me... care avea și o emisiune și o carte și tot felul de chestii. Nu, mă place foarte tare. Deci nu sunt. Doar că știu că avea un, un, un uh, principiu și anume să te uiți la fiecare pereche de whatever ce ai tu acolo și să te uiți la care ea zice în engleză ce spark joy. Deci nu e cu algoritmele la doamne, l-am purtat în ultimul an și așa mm -hmm, mai departe, ci doamne, mm -hmm. emană bucurie chestia asta? cam urât dacă mă uit, depinde la ce haine mă uit, dacă emană bucurie sau nu, dar cred că putem să ne uităm și la chestiile din viața noastră. Dacă cariera asta emană bucurie, dacă, eu știu, casa asta, țara asta, orașul ăsta, relația asta emană bucurie, dacă mm -hmm. mai emană bucurie sau dacă altceva emană bucurie, dacă nu ar trebui să, să aruncăm. Ca să defineți, zi, a, asta voiam să te rog că mi-a mai venit, o, uh, un exemplu acum în minte, cu o relație de cuplu ca să nu ne mai ducem tot în uh, zona pierderii de, de bani. Cuplu, să... Dacă merg cu Sunt partenerul puțin... meu. Zim, 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 dacă întreabă... merg cu partenerul meu de cuplu la terapie de cuplu de un an de zile și în continuare nu merg lucrurile și îmi spun, bă, dacă, dacă am depus tot efortul ăsta până în momentul ăsta, poate, poate că Ai... se găsește luminița de la capătul tunelului peste două săptămâni și eu nu știam okay. și am... Absolut da, absolut da, deci sun cost, este tendința noastră non-rațională de a continua proiecte sau situații care ne sunt clar de favorită Favorabile care nu mm -hmm. mai sunt favorabile sau n-au fost niciodată favorabile doar pentru ce am investit în ele okay. și aici o să mă întorc la ce ai zis tu la, la început ce am investit nu neapărat bani am investit atenție am investit am băgat în chestia asta trei ani de zile. Am făcut uh, atâtea sacrificii pentru chestia asta. Am pus atâta pasiune în chestia asta. Nu se poate să arunc la gunoi. Și o să declin acum în ce ai zis tu, foarte urât. Îmi pare rău că mă leg de un exemplu atât de, uh, să zicem, de, de intim, dar e de două ori s-a încost acolo. Pentru că e s-a încost la mersul la, la terapie și s-a încost la relație în sine. Adică. Mm -hmm. Luminița este nu doar că continui relația Dar mă duc și la, și la psihoterapie Chiar dacă pare că nu merge Pentru că băi am băgat un an de zile De psihoterapie și patru ani de relație Dar aș vrea să dau disclaimer Nu mă pricep la relații Deci vă rog frumos să nu luați sfaturi de la mine De relații că nu mă pricep deloc deci, O să le dau doar ca exemplu O să vă scot din zona de confort Spunând niște prostii gogonate da? Deci vă rog frumos când e vorba de relații Să nu mă ascultați că nu sunt deloc expert Uh, uite, eu sunt curioasă aici dacă atunci când, e, când vorbim despre biasul ăsta și despre ce s-a dus pe apa sâmbetei, e sau nu e relevant și un potențial rezultat favorabil la final? Faptul că mă gândesc că poate -i după absolut, colț acolo absolut, imediat și îl în, în termen de business asta se face așa foarte, foarte des și ne, e exact același lucru ca la Bitcoin. Adică dacă speranța ta este că o să crească, uh -huh. să zicem că ai un proiect în care ai investit X ceva, bani, timp, ce vrei tu, da, și nu iese. Speranța că nu iese este partea rațională. Întrebarea este ce e? Este speranța de adevăratele că nu iese sau este mă doare ficatul să renunț la chestia asta? Și asta se întâmplă uh, la orice vârstă și la orice, în orice fel de domeniu, inclusiv la națiuni, corporații, inclusiv la copii. Adică o să zic de la copii, adolescenți, pentru că noi am uh, lansat la BISM uh, programe de facultate cu niște parteneri din Marea Britanie, având diplomă Britanică, dar studiind românia, deci e un animal ciudat pe care nu-l mm -hmm. cunoaște lumea, am făcut foarte multe vizite, eu personal, în licee, în tot felul de orașe, am vorbit cu uh, anul asta, cu anul ăsta și anul trecut, cu niște mii de copii, uh, față în față, și uh, am tot întrebat uh, tot tot felul de lucruri, și am întrebat de exemplu despre chestii în care au investit, de genul Uh, un sport de performanță sau un instrument și așa mai departe. Și erau copii care spuneau, copii înseamnă adolescenți, da? uh, care spuneau că acum se duc la eu știu, karate, vioară, ce vrei tu. Uh, nu le mai place deloc, și-au bușit, nu știu, piciorul, timpul și așa mai departe, dar nu poate să renunțe după ce au băgat 11 ani în, în chestia respectivă. Asta este sunk cost. Nu spun să renunțe. Spun ca... O decizie personală a adolescentului sau de familie, cum ar fi normal, da? să se ia ținând seama că există această tendință noastră de a continua uh, ceva doar pentru că am investit în el. Ceea ce vreau să zic este că s-ar putea să își aibă foarte mare mulțumire în viață sau chiar o carieră de pianist sau ce vrei tu, la un moment dat, deși până acum nu s-a arătat. La anul, să fie depușeul la anul. S-ar putea ca, în cazul uneia din fetele mele, după ce, la un moment dat, într-un an, a zis că e prea mult, eu nu mai vreau pian niciodată. A fost bine că a continuat să facă pian pentru că tot învățat-o pentru facultate și la rezolvat prin pauze de câte 4 minute în care mergea repede la pian, cânta un Bach scurt așa după care se ducea să învețe din nou. Uh, și mulțumește foarte tare faptului că nu s-a lăsat atunci când era. Nu are o carieră, carieră de pianist, dar îi place foarte tare că, că a putut să facă asta. Deci ai dreptate, doar că asta e partea rațională. Întrebarea este sau nu, întrebare. Rugămintea către toată lumea este să știm că există, știm că s-ar putea să fie din cauza că ne pare rău să aruncăm la gunoi. Și putem să Aruncăm la gunoi. Uite, îți dau un exemplu. Eu cercetare am văzut-o din uh, 2021, deci foarte recentă, din uh, Statele Unite. Cred că am mai vorbit de ea când am făcut uh, împreună cu Paul uh, episodul ăla despre ce facem noi la Bism. Uh, Cercetarea e din America, dar arăta că vreo 30-40% spre 40 dintre oameni în general uh, în America regretă facultatea pe care și-a ales, sau profilul pe care uh -huh. și-l-a ales. Știi? Și atunci, întrebarea este când îți dai seama și oamenii nu și dau seama când se apucă de carieră oamenii își dau seama după vreo primul an, al doilea an da? și întrebarea este ce face un om normal uite, vezi, doi oameni, da? Ce face omul rațional când își dă seama că facultatea nu-i pentru el și cariera pentru care se pregătește nu-i pentru el ce crezi că face omul rațional? face un schimb face de... o schimbare, da? se direcție. oprește din asta și se duce la facultatea următoare sau la specializare, sau la altceva se apucă de patiserie franțuzească ce face omul normal? când observă că facultatea aia nu-i pentru el și cariera pentru care se pregătește uh, nu e cea mai, cea mai uh, luminoasă. Îi dă înainte și Absolut. găsește, doar găsește argumente pentru care da, da, e fericit da, așa. Da, da, doar nu o să arunce la gunoi doi ani din viață. Uhum. ceea ce este pierzător cu totul. Și aici, deși am structura pe care am făcut-o în episodul ăsta până acum este că hai să vedem care-i problema, după care hai să vedem un truc. Mă grăbesc aici cu unul dintre trucuri. În cazul ăsta, trucul este să ne întoarcem privirea din spate în față. Pentru că dacă ne gândim aici, ok, în primul rând nu pierzi. În primul rând, anii ăia sunt plini de lucruri interesante, plus că ai tras niște învățăminte. doamne nu e despre mine chestia asta, da? Uh, dar, foarte, foarte important, întoarce-te cu privirea din spate în față, pentru că dacă te uiți că ai pierdut doi ani de zile, neglijezi exact ca ce vorbim în culosă version, ce pierzi de fapt uh -huh. dacă nu schimbi. Pierzi mulți ani de acum încolo, da? Mulți ani până când o să te întâlnești cu ceva care, de care îți face plăcere să te ocupi. Excelent. Bun, asta e unul. Ce altceva mai putem să mai facem? Um, păi, în primul rând, ziceam, adică vreau să să, să știm cât de grav e. e grav, grav, grav. Ziceam că și la adulți, și la națiuni și la companii. Da, și o să zic foarte repede, e o carte a lui Annie Duke de care o să uh, tot dau exemplu, care se numește quit și care povestește eu alerg la maratoane și povestește chestii cu care mă identific. Și anume, uh, sunt uh, oameni care s-au. Pregătit mult pentru un maraton, asta înseamnă luni de zile, s-au deplasat câteodată pe un alt continent, au dat și banii, dar încă o dată, nu aia e cel mai important, s-au apucat de maraton și au avut ghinionul să calce pe sticlă aruncată și să-și sucească piciorul sau să și îl fractureze. Și șchiopătând, se duc la cortul de prim ajutor, li se diagnostichează asta și pornesc în continuare la alergat. Wow. Pentru că doar nu o să arunce la gunoi toată pregătirea și toată aia. Și asta fac, jertfindu-și. 10 maratoane de acum încolo. Adică pe ăsta îl termină, șchiopătând, după care intră într-o recuperare mult mai lungă decât toate celelalte. E dureros. Se întâmplă, s-a întâmplat cu... Și iarăși vreau să, să zic că e... E foarte tare din ficat, dar e din fica de națiuni, e din de mame de data asta. S-a întâmplat cu războiul din Vietnam, la un moment se punea problema în congres să se oprească din războiul din Vietnam pentru că au murit atâția oameni până acum acolo și nu pare că reușim să să învingem, da? Și erau mame de eroi morți, de copii, de tineri morți, cu portretul, în fața congresului, cu portretul copilului zicând, nu-l faceți să fi murit degeaba. <hă> Asta înseamnă sancost. Sancost înseamnă nu, -l fac, nu mă faceți pe mine să mă simt uh, mamă de copil mort și să fi murit degeaba. Și atunci, îți dai seama, te, te, te afectează. Dar, de fapt, cu ei, de adevărat, ce înseamnă să nu fi murit degeaba? Ce înseamnă să nu ne oprim din războiul din Vietnam. Să mai moară niște copii Da. da? Încă o dată e dureros și nu e atât de simplu. Și nacieni și companii fac asta toată ziua, toată, toată ziua și nici nu-ți dau seama. Da? Adică, uh, ziceam că am un, am un uh, uh, proverb pentru fiecare, proverbul de aici e tot din engleză și zice uh, să arunci bani uh, buni după bani proști. Uh, am dau și cu pixul. vezi dacă tot arunc, arunc cu totul. Da? Uh, throwing good money after bed. Adică am mm -hmm. pierdut deja într-un proiect. În loc să mă opresc acum, în... nici măcar nu-l continui doar, ci mai adaug trei uh, floricele la el cât să-l fac mai sexy. Poate-l vrea cineva, tot nu vrea nimeni. Dar, în general, uh, în loc să ne oprim, mai băgăm ceva acolo, poate poate se întâmplă ceva. Da, cam asta. Deci e, e, e zdravă în. Ne afectează zdravă în chestia asta, mi s-a întâmplat pe pielea mea, uh, hai să dau și, o să dau și exemplu ăsta în câteva minute, dar m-a întrebat uh, ce fac. Cum ieșim de aici, da? De da, da, De fapt, stai că le leg, le leg, le leg. Uite, îți zic de exemplu de două sunk cost dintr-o lovitură. Mă antrenam pentru un triatlon mai lung, era un half ironman în Italia la care m-am înscris. Mă antrenasem niște luni, pentru asta mai mult de 3 luni, 4-5 luni te antrenezi. Mă antrenasem vreo 2-3 luni, mă înscrisesem, plătisem toate chestiile. E greu să ajungi la să te fii înscris la ăla. Și a început să mă doare genunchi. Și uh, uh, ca un om rațional, ce mă aflu, m-am dus la doctor să îmi dea uh, ceva de genunchi să-mi treacă, să mă pot antrena, deci ca să nu mă las. Da? Și uh, am făcut chestia asta până când uh, a durut din ce în ce mai tare. Ce n-am zis este că atunci când, imediat ce m-am înscris, a mai apărut unul la noi în țară. Era un, se numea Ocean Lava, tot un half la aceeași distanță, la o săptămână după celălalt. Era în iunie, acum vreo șase ani, cam așa. Și am zis, băt, frate, dacă tot am tot un bă, împușc doi două half iron man -uri cu un singur uh, antrenament, da? Mă antrenez, mă duc la ăla din Italia, stau o săptămână, mă odihnesc, mă duc și la ăla din România. Planul nu are cusur. Uh, e... Eh, uh socoteala din târg și socoteala de acasă, a început să mă doare genunchiul atât de tare încât cu o săptămână înainte de ăla din Italia nu mai puteam să merg, nu să mm -hmm. alerg bicicletă și să not, da? Și m-a hotărât să nu mă duc și m-a durut, m-a durut, m-a doare și acum. Deci eu vreau să mă duc la ăla, nu se mai face. Cum să îl fac din nou, dar m-a durut foarte tare. M-am oprit, m-am băgat mințile în cap, stând, o săptămână, da, deci de, să zicem, am hotărât joi, dinainte de concurs să nu mă duc, până joia ilaltă nu mai avea nimic. Nu mai avea nimic, evident că aș fi avut, dar nu mă mai dura nimic. Și atunci ai zis, dacă tot am inscrierea asta de la, de la, mare, de la noi, de la mamaia. Am pierdut deja unul. Exact, exact. Am înscrierea făcută, hai să mă duc. Și aici, unul din trucuri este să ieși din situație. Dacă n-ar fi situația aia, dacă n-aș fi investit deja, de exemplu, dacă m-ar fi sunat un prieten, n-aveam înscrierea făcută... Auzi, bă, am o uh, intrare la triatlonul ăsta de bagi, ne bun la cap. Acum patru zile nu puteam să merg, nu mă duc acum, dar aveam deja biletul, aveam deja înscrierea, da? Mă, aveam deja angajamentul luat față de mine însumi. Evident că mi l-am explicat. Hai să mă duc totuși, mă întâlnesc cu lumea și mi l-am mai explicat cumva. Mă duc la San numărul 2. Mi l a mai explicat ca o să fiu rațional. Alergarea e alergarea e ultima, e not bicicletă alergare. Ca să fiu clar, este, sunt un kilometru 900 de not, 90 de kilometri de bicicletă și 21 de kilometri de alergare. O să zic, fac notul și bicicleta și abandonez. Da? mă văd cu toată lumea, abandonez dinainte, de deci știu, da? Ce crezi că am făcut? dacă tot am ajuns până aici, da, hai să și alerg, da? Și am alergat, am ajuns și chiopătând pe ultimul, am poze, sunt fericit, sunt cu medalia, cu dălea și după două luni m-am operat de genunchi. Deci, și predau asta la școală, mm -hmm. ca să știm foarte clar. Deci, faptul că nu s Auzi de asta, da, e ca un fel de, era un vaccin, nu mai știu cum se numește, anti-covid, ăla mai slab care ă, făcea să nu faci atât de des și atât de grav, da, tot făcea, știi? Deci cam așa e și cu, s-auzi de san cost. O să cam știi că se întâmplă, dar nu o să mai faci atât de deși atât de grav. Dar tot o să faci. Cum ieșim din asta altfel? E o carte foarte foarte bună pe care o recomand. E cartea Julie Galef, care se numește The Scout Mindset 2021, dacă nu mă înșel, care are tot fel de sfaturi practice. Și unul din sfaturile practice este outsider test, testul cuiva din afară. Ce-ar face altcineva? El dă în context de business dacă ești CEO, ce-ar face cineva dacă plec eu un an de zile, ce-ar face în prima săptămână când vine și mă înlocuiește. Sau dacă eu sunt ceo unei companii care este numărul 1 pe piața asta, ce face ăla de pe, de pe ceo companie de pe locul numărul 2 ca să așa? De fiecare dată întrebarea a doua fiind și ce mă împiedică pe mine să fac chestia asta, știi? și atunci întrebarea este ce ar face cineva mai deștept ca mine, mai bine intenționat, mai bun cu sine însuși, cu genunchiul propriu, în locul meu. La fel ca ce am zis mai devreme, ce, ce am zis în episodul trecut, ce sfat ai dat prietenului cel mai bun? Nu te duce frate la triatlon, lasă-l în da? Sau nu mai mânca pizza aia, că nu-ți trebuie. Sau arunc-o în la, la gunoi, da? E uh, totuși greu de făcut și mă face să mă duc, asta am zis că o să fie niște chestii inconfortabile, asta e a doua, la ce zice Julia Galef și anume că mergești pentru viață cu totul, ceea ce. și anume o să stați de seară în pace, o să vă uitați în tavan și o să mă jurați, îmi pare rău. Și anume întrebarea pe care ea zice să, să ne o punem câteodată, mai rar, este ce, ar, ce am face dacă am fi locuiți de altcineva. Dacă noi, ăia pe care ne știm și care am luat toate de deciziile de până acum și care am ajuns în casa, jobul, corpul, situația și așa mai departe, relațiile pe care le avem. Acel eu pleacă și vine cineva bine intenționat, care ne locuiește de acum încolo. Ce-ar schimba prima săptămână? E... Și, după aia, întrebarea numărul 2: ce ne împiedică pe noi, ce mă împiedică pe mine să schimb lucrurile astea? E. e... Scuze pentru această Știi întrebare. Ce... nu, faci, nu faci. <laughs> Știi, mi ce... Știi ce întrebare mi-a mai venit în minte, radu când ai spus asta? Ce-ar face acest eu dacă ar fi liber de toate deciziile pe care le-a luat până Uuuu. acum și ce decizie ar lua? Păi, și nu ești. Nu ești, suntem ace... absolut. Ni se pare că nu suntem și este cea mai puternică Mulțumesc Sunt pentru al treilea har în sezonul ăsta. Da, da. Aici se aduc, nu știu, un premiu data viitoare. Trei Treia har, mi-ai dat. Mulțumesc frumos. Eu cred că e cea mai mare, cea mai mare declinare a în Cost. Este că noi suntem legați de toate deciziile și toată uh -huh. istoria vieții noastre. Și de fapt nu e așa, nu ne împiedică nimic să ce vrei tu? Nu știu ce vrei tu. Să ieși pe ușă și să te duci în Paraguay. Știi? Nimic, 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 niciodată. Dar credem că ne împiedică. Asta înseamnă să încoace. Deci asta e, e cea mai. Și. Ultimele două sfaturi foarte, mm -hmm. foarte clare, apropo de facultate, sunt să nu uităm în față și nu în spate. Deci să ne uităm mai degrabă să, să ne pese de ce e în față și nu de ce am cheltuit până acum, că am cheltuit timp și atenție și așa mai departe. Și și în viață, și în business, și în companie, mai ales dacă sunteți șefi, mai ales dacă sunteți părinți, încercați să dați cât mai jos frica de eșec a oamenilor din jurul vostru. Frica de eșec din organizație, frica de eșec din familie să fie zero, dacă se poate. Adică lumea continuă chestii pentru că le e frică să își asume un eșec Sau să l zic Să se asocieze cu un eșec Era o tipă CEO unei, ceo unei companii Pe care am ființat-o ea În Statele Unite, foarte celebră Care zicea că a ajuns acolo după multe eșecuri Și că faptul că a uh, Reușit să gestioneze Eșecurile alea, se datorează foarte tare Tatălui ei, care de fiecare dată când venea Cu o notă proastă sau ceva, prima chestie era Zicea, bate palmă Excelent. Al doilea lucru, hai să vedem ce facem ca să nu mai e notă mică. Dar prima chestie bate palma. Eșecul e ok. Dacă îl tratăm ca pe ocazie de a învăța, noi ca părinți, deci încă o atât, când nu e eșecul tău ci el cuiva din familia ta sau din echipa ta, dacă îl tratezi bine și cu zâmbetul pe buze, vei crește oameni buni. Și atunci eu cred că o cheie pentru asta, dacă suntem părinți sau dacă suntem șefi, este să dăm la zero frica de eșec a oamenilor de la noi din echipă, a oamenilor de la noi din familie, pentru că așa cred că o să-i creștem în a fi oameni buni, copii buni și oameni de succes și adulți de succes. Uh, cred că putem să terminăm în această notă filozofică. Uh, sper lumea să, să fi înțeles că nu orice schimbare e bună, dacă toată suntem ținuți în spate. Și câteodată suntem ținuți în spate de, de frica asta de eșec, cred că ar fi bine și să, și să știm că există. Mulțumesc tare, tare mult, Radu! Mulțumesc eu mult de tot! Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.